Mi-e așa de dor să simt prezența ta. Mi-e așa de dor ca tu în rugăciune să vii să-mi ștergi, Iisuse, lacrima. Mi-e așa de dor, Iisuse, după tine. Mi-e așa de dor să simt iubirea ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-e așa de dor de tine nopți târzi. Mi-așa de dor, Iisuse, să revii în rugăciune, să te pot simți și lacrimi multe să-ți pot oferi. Mi-așa de dor, Iisuse, după tine. Mi-așa de dor să simt iubirea ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-așa de dor să te văd pe noi. Mi-așa de dor să văd cum vei veni. Noi te așteptăm din beznă și noroi, să vii să iei la cer pe-ai tăi copii. Mi-așa de dor, Iisuse, după tine. Mi-așa de dor să simt iubirea ta, să simt că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta, să simt că ești în toate. Avem slujbă de la ora 18 în după masa aceasta, de la ora 17 împreună din nou în casa Domnului. Mai cântăm o cântare și apoi ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Dumnezeu. Cântarea spune: ce minunat, ce glorios este Domnul nostru Iisus Hristos. L-ați văzut și astăzi? Ați văzut bunătatea Lui? Ați văzut bunătatea Lui și dragostea Lui în dreptul vostru și în dreptul altora? Mai dați-vă mâna, mai salutați-vă și spuneți lui Iisus Hristos: ești minunat, ești glorios, ești Domnul nostru, mare, sfânt, atotputernic, măreț. Cuprins am fost de uimire, de ce Iisus m-a iubit. Fiind păcătos rău din fire și vrednic de o sânt. Ce minunat, ce glorios e Domnul.
binecuvântat să fie Domnul. Și împreună să rostim Tatăl nostru. Verset în dimineața aceasta, Romani, capitolul 8, versetul 28, un verset pe care îl știm așa de bine. Romani 8, cu 28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Amin. Să reocupăm locurile. Am trecut prin necaz ca țară în zilele acestea. Am trecut prin necaz ca biserică, pentru că suferința unui frate de-al nostru este suferință, sau unei familii este suferința întregii biserici. Am trecut prin necazuri personale în aceste zile. Trăim necazuri planetare, putem spune, timpuri de cumpănă, atâția morți într-o singură seară, un sentiment de insecuritate. Săptămâna aceasta, familia Ionică Gherasim a trecut printr-un necaz foarte mare. Fratele Ionică ne-a ridicat sala aceasta și au muncit împreună cu echipa lui luni de zile aici. Și săptămâna aceasta i-a ars întreaga fermă de animale. Toate vacile pe care le-a avut, număr de vreo 60 de vaci gestante, cele mai multe dintre ele. N-a mai rămas nimic din toată agoniseala lor. Și atunci m-am gândit la o temă. Oare există vreun bine deghizat într-un rău aparent? Oare familia Lucaciu, oare Ionica, oare noi ceilalți care am trecut prin tot felul de încercări săptămâna aceasta, putem zice că în tot răul e și un bine? Dumnezeu, spuneam de dimineață, nu e o asigurare contra furtunilor, dar dă asigurări în furtună. El nu ne-a promis niciodată, pentru cei care au zburat cu avionul, Dumnezeu nu ne-a promis niciodată o decolare ușoară și un zbor plăcut. Dar Dumnezeu ne-a promis o aterizare în siguranță. S-ar putea ca decolarea și zborul nostru să fie plin de turbulențe și de necazuri. Dar într-o zi, avionul vieții noastre va ateriza în condiții de siguranță pe marele aeroport al lui Dumnezeu, acolo sus în împărăția Lui. Au fost trei în cuptor, a fost Iosif în groapă, a fost Daniel între lei, a fost Pavel bătut. Pentru că spune psalmistul așa de frumos în psalmul 34:9, de multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihan, auzi, că pe cel bandit, peste cel bandit și rău, înțelegem că vine. Dar zice David, de multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna. Vorbeam cu studenții de la școala de predicare, răspunzând la un e-mail pe care l-am primit săptămâna aceasta,
Și a spus să mă ajute la răspuns. Spunea cineva, eu, zice, dacă aș fi Dumnezeu, aș fi mai bun decât el. Pentru că dacă eu aș vedea un copil suferind de cancer, eu aș ajuta copilul acela. Dacă aș putea să-l vindec, l-aș vindeca. Dar Dumnezeu ăsta al vostru, pe care voi o numiți bun, lasă pe copiii bolnavi de cancer să moară. Eu, zice, dacă aș fi Dumnezeu, aș fi mai bun decât Dumnezeul vostru. Pentru că eu dacă aș vedea cum 5.000 de copii mor zilnic de foame și aș putea să le dau de mâncare la toți, eu le-aș da și a salva. Voi, zice, care atunci când vă rugați pentru cineva și persoana respectivă se însănătoșește, ziceți că Dumnezeu va asculta rugăciunea. Pe voi, care atunci când Dumnezeu nu vă ascultă și persoana respectivă moare, ziceți că așa a fost voia Lui. Eu, dacă aș fi Dumnezeu, aș fi mai bun decât El. Așa a fost emailul. Răspundeți. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Nu știu dacă dumneavoastră știți cuvântul de acolo, că nicio ispită nu v-a ajuns. Se poate traduce la fel de liber pentru greci, nicio problemă. Sună parcă diferit. Nici o problemă, nici o problemă Dumnezeu nu va gândui să aveți probleme peste puterile voastre. Că împreună cu problema aceea, Dumnezeu va pregăti și mijlocul să ieșiți din ea. În tot rău este și un bine. Dumnezeu nu-i părtinitor asta 100%. Și nu are animale de companie. Deși uneori fiecare dintre noi ne simțim victime. Mă, mi se întâmplă o grămadă de lucruri pe care nu le înțeleg. Grele. Suferințe, necazuri, dureri. Luasem noi din Biblie niște versete și făcusem o cântare, dacă vă mai duceți aminte. Un val cheamă un alt val. Sau frații noștri, scumpi frații grozi, aveau o cântare. Când aproape am fost de mal, a mai venit un val din larg. Când ai zis, Doamne, parcă am scăpat și vezi din toate că se face liniște, dintr-o dată un alt val. Când aproape să simți că ai biruit, că ești biruitoare, că ai înfrânt necazul ăla, problema aia, lucrul acela care te frământa, care te cocea, din toată ți-ai dat seama că trebuie să o iei de la capăt. Iarăși, în fața suferinței rămânem cu toții, indiferent, inimă de piatră ne-am fi, rămânem cu toții uluiți. Citesc acum, că tot citesc nu știu câți ani de zile, nu reușesc să termin Caietele lui Cioran. Și în volumul 2 zice el, la 1 ianuarie 1967, notează în jurnal, 1 ianuarie 1967, zice, am ascultat predica pastorului român de la Radio Geneva. Uite cu ce se îndelnicea Cioran la 1 ianuarie 1967. Omul acesta care a zis, atâtea a zis, că numai nu crede, și eu numai nu cred pe el că nu credea. A zis, am ascultat predica de dimineață și zice, a vorbit despre suferința unor copii și a citit ultimile scrisori a unor copii bolnavi pe moarte. Ce au scris copiii aceia acasă. Și am plâns, zice Cioran, pentru că nu poți să stai liniștit în fața suferinței. Ceea ce m-a zguduit citindu-l pe Cioran a fost faptul că n-a pus întrebări. De ce? Nina a zis vreodată că dacă ar fi Dumnezeu, ar fi mai bun decât el. A plâns doar, pentru că în fața suferinței nu poți face decât să plângi. Oare poate folosi Dumnezeu valul? De ce Dumnezeu trimite peste copiii Lui val după val? Oare există vreo semnificație frumoasă
un adevăr frumos al valului, ceva ce ne-ar putea face să zicem că ni se întâmplă foarte bine, dar în tot răul e și un bine, nu? E zicala din Bihor. Cred că era și ceva zicătoare popular, nu? Foaie verde, trei sulfine, în tot rău e și un bine. Rimează. Acolo e. Dacă mă întrebați ce sulfinile, nu știu nici ce leruler, dar sună românește. De ce trimite Dumnezeu încercarea peste noi? Boala, suferința, neputința, șomajul, divorțul, lovituri cu copiii, probleme. De ce trimite Dumnezeu șefi îngrozitori, necazuri peste necazuri? De ce? Val după val. Când aproape am fost la mal, a mai venit un val din larg. De ce? În primul rând, pentru a ne direcționa. Dumnezeu trimite necazul peste noi, suferința, pentru a ne da o direcție în viață. Deschideți cu mine 1 Samuel, capitolul 6, versetul 7, la versetul 12. Ascultați. 1 Samuel, capitolul 6, de la versetul 7, la versetul 12. Era vorba despre filisteni. Filistenii cuceriseră chivotul, numai nu le-au mărs bine câtă vreme au avut chivotul lui Israel la ei în tabără. Numai necazuri au avut. Ultima dată s-au lăsat cu hemoroizi, spune Biblia. Ei bine, în 1 Samuel capitolul 6, hotărăsc să-l trimite înapoi în Israel. Dar nu știa dacă e voia lui Dumnezeu, a lor sau a Dumnezeului lui Israel, să mai trimite lada aceea ciudată înapoi în Israel. Și le-a venit o idee fantastică în cap. Să-i fie greu lui Dumnezeu. Să fie sigur că e mâna lui Dumnezeu acolo. Și ascultați ce zice în versetul 7. Acum faceți un car nou de tot. Au zis că îl duce în car. Și luați, îl duc în car. Luați două vaci tinere care dau țâță și care n-au tras la jug. Deci ascultați, două vaci cu viței și care n-au tras niciodată la jug. Înjugați vacile la car și mânați înapoi acasă viței care se țin după ele. Să luați chivotul Domnului și să-l puneți în car, să puneți alături de el într-o ladă lucrurile de aur pe care le dați Domnului ca dar pentru vină, apoi să-l trimiteți și va pleca. Să-l urmăriți cu privirea și dacă se va sui pe drumul hotarului său, spre Bet-Semeș, Domnul ne-a făcut acest mare rău. Dacă nu, vom ști că nu mâna lui ne-a lovit, ci lucrul acesta a venit peste noi din întâmplare. Au vrut să vadă de unde le-a venit boala asta. Să fie siguri, două vaci cu viței, deci care alăptau, neînjugate până atunci, să le pună la un car, să oprească viței și să trimită vacile. Oamenii au făcut așa, au luat două vaci care alăptau, le-au înjugat în car și le-au închis viței acasă. Au pus în car chivotul Domnului și lada cu șoarecii de aur și chipurile umflăturilor. Și acum ascultați, vacile au apucat drept pe drum spre Bet-Semeș. Au ținut mereu același drum, acum ascultați, mugind. Și nu s-au abătut nici la dreapta, nici la stânga. Domnitorii filisteni au mers după ele până la hotarul Bet-Semeșului. Măi, oameni buni, Dumnezeu zice, uită-te, vreau să mergi pe aici. Și ne explică, uite ce fac eu cu animalele, mă. Animalele ascultă de mine. Că dacă citesc copiilor lucrurile astea, nu prea înțeleg mare lucru, dar voi care ați avut vaci acasă, să desprinde vaca de vițel. No! Păi gândiți-vă ce a fost aici și au părăsit instinctele naturale, așa-s viței. Da, vacile alea. La porunca lui Dumnezeu. N-au mai fost înjugate niciodată. Știți ce dans e când înjugi un cal sau o vacă primată la căruță? Sau la car? E distracție. N-au mai fost înjugate niciodată. Și au părăsit instinctele naturale viței. Nu s-au abătut din drum. Ori orice vacă se mai abate, vede iarbă, vede direct. Pentru că i-a spus Dumnezeu, nici vițel și jugul pe tine și te duci unde zic eu. Păi măi, voi nu sunteți vaci, noi nu suntem vaci, mă. Noi suntem copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu ne trimite pe noi și noi nu mergem. Păi Dumnezeu n-a murit pentru vaci. Pricepeți? Și Dumnezeu zice, vreau să te pocăiești.
Vreau ca să te sfințești. Vreau să te apropii mai tare de mine. Și tu nu vrei. Vreau să mergi pe drumul ăsta și tu nu vrei. Nu ce Dumnezeu, lasă că te rezolv. O să mergi cum zic eu. La ce mă gândeam eu? Ascultați ce zice în Proverbe 20 cu versetul 30. Mijloacele de vindecare pentru cel rău. Puteți pune în paranteză pe cine vreți dumneavoastră acolo. Sunt bătăile și vânătăile până la rană. Dar asta nu e corect politic. Cum adică să zici lucrul ăsta? În Psalmul 23, cuvântul lui Dumnezeu parcă zice altceva. Mă, îl bați pe unul ca să-l duci pe calea lui Dumnezeu. Și totuși, zice Psalmul 23, toiagul și nuiaua ta mă ologește. Păi da, așa zice dincolo în Proverbe, că pentru cel rău, bătaia vânătăile până la rană bătut. Și totuși zice, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Păi da, când ești bun. Psalmul 23, psalmul bunului. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. În Proverbe zice, nu asculți, toiagul și nuiaua ta mă învinățește. Dumnezeu vrea să ne conducă toiagul și nuiaua. Așa se conduceau animalele. Hai aici, zice. Du-te la muls, du-te și intră în strungă. Și dacă nu asculta, tot acolo ajungea până la urmă. Dar mai știți? Tot pe acolo intrați. Uitați-vă, atât de tare la mine. Uitați-vă, Dumnezeu vă iubește. Atât de hotărât să vă bage în cer, încât și dacă nu ascultați, în stare să vă duc acolo, bătuți. Pentru că vrea să ne dea o direcție nouă Dumnezeu, cerul. Te poate direcționa Dumnezeu frumos spre cer, cu mana în față, toată ziua mană și prepelițe. Te poate direcționa Dumnezeu cu nor în față, toată ziua nor frumos și stâlp de foc în față. Sau Dumnezeu te poate direcționa cu bâta din spate. Cum vrei. Mană și nor în față, călăuzire în față sau bâta din spate. Dumnezeu în fața noastră sau Dumnezeu în spatele nostru, cum vreți. Aia e mai bine. Asta e mai bine. Pentru că tot acolo vrea să ajungem, fiecare dintre noi. Dar contează cum ne mână. Eu zic că totuși e mai bine să meargă Dumnezeu înaintea noastră decât în spatele nostru. Asta este. A fost joi seara scumpul frate Clintoc aici la noi. Fostul pastor al Bisericii Baptiste din Beiuș. A fost o întâlnire cu Viorel deosebită pentru cei care au fost joi seara la biserică. Și mi-a povestit o întâmplare, le-am spus-o la studenți ieri, au rămas toți mulți de întâmplarea asta. Povestea Viorel că în urmă cu vreo 20 și ceva de ani stătea aici la stop în Oradea, în Felix. Zice că e zăpadă, ploaie, o vreme rea, o seară din aceasta mohorâtă, înghețați de frig, dacă vine să le ia vreo mașină. Apare un tip foarte mohorât, ca vreme de afară, noiembrie. Zice, mă, atâta era de morocănos, o privire din aia rea. Stă și se așează lângă mine și el. Stăm amândoi zgribuliți acolo. La un moment dat apare un câine, din ăla lățos, frumos, și vine spre el. Nici nu zice ăsta niciun cuvânt, nu mai iau un bolovan și drept la câine în cap. Pică câinele jos. Nu moare, zice Viorel. Se ridică câinele și merge. Tot ca un bețivan sărac. N-a mai rezistat ce vreau. Nu e nenorocit ce ești, mă. Dar nu vreau să ne muște, mă. Nu vreau să ne muște, zice. Ce l-ai lovit, așa, mă? Ești un om fără suflet și dă-i pastoral pe el, în sfârșit. Încruntatul nici nu s-a uitat la mine. A zis, locul lui la oi. E câinele meu. Vă rog să notați ideea. Deci câinele îl iubea tare pe stăpân, numai că era la locul greșit. Locul acelui câine era la oi. El îl lăsase la oi. Numai să o trezi că el în stația de autobuz. Ce să faci cu el acum? Să duci la Intercontinental, să speli, să-l aranjezi, să-i pui moț.
O plecat câinele, automat s-o dus. Mai împleticit, ce-i drept. Și-a adus aminte. Memoria lui canină. Și-a adus aminte unde e locul. Așa face Dumnezeu cu noi. Primești câte o piatră de nu te mai poți ridica. Ești în locul greșit. Te direcționează Dumnezeu. Spre cer. Spre cer. Chiar într-un picior. Spre cer. Chiar cu o mână. Spre cer. Chiar mai devreme decât ai fi așteptat. Că zice, El mi-a frânt puterea în drum. Și mi-a scurtat zilele. Spre cer, chiar mai devreme. Spre cer plângând. Dumnezeu trimite valul în viața noastră, necazul, suferința, pentru a ne testa. Și a ne testa să vadă din ce a luat suntem făcuți. Ascultați, știți cum suntem noi oamenii? Ca niște pliculeațe de ceai. Numai când le pui în apă fierbinte, îți dai seama ce-i. Suntem pliculețe de ceai și Dumnezeu, ca să dăm aromă și să fim buni, zice, hai să vedem noi atunci din ce ești făcut. Și zice, domnule, ăsta e bun. E de mușețăl. Și ăsta la ceai ce-i? Flori de fân. Zice, în Iacov 1, 2, 3 spune, fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, știind că încercarea credinței voastre lucrează ce? Răbdare. Te tolănești ca un plic de ceai în cana. Te bagă în apă fierbinte. Acolo e locul, da. Că până când n-ajungi în cana cu apă fierbinte, nu știi din ce ești făcut. Etichetele pot să fie puse aiurea. Am ajuns la concluzia că Dumnezeu, și spuneam joi seara, Dumnezeu niciodată nu ne va da tezele, lucrarea de licență înainte de a ne da lucrări de control. Așa a făcut Dumnezeu cu Avram. I-a dat lucrări din acestea de control extemporale, unul după altul. Ba l-a lăsat fără mâncare, ba a trebuit să-și vadă soția vândută, unde a participat și el puțin. Ba tot felul de frământări cu Lot, certuri între turme, între păstori, frământări. Și atunci a zis Dumnezeu, cum stai cu lucrările de control? Și vă aduceți aminte că la lucrările de control, când dădeați teză sau ceva, o lucrare de control sau un extemporal, de obicei profesorul tăcea. Voi scriați, nu? Păi atunci voi ați vrea ca Dumnezeu să vă vorbească necaz, mă? Dar nu, că El dă lucrare de control cu voi și de obicei profesorul tace. Că atunci când vorbea și de obicei rău, lasă-l. Doamne, dar spune-mi ceva. Nu pot, mă, că Tu ești în extemporal. Cum adică? Să suflu? Ce vrei să-ți fac? Întotdeauna Dumnezeu tace atunci când ne dă lucrări de control. Nu mai veni și spuneți, Doamne, vorbește-mi, că nu poate. Nu poate, e profesor. N-are cum. Dar niciodată Dumnezeu nu-ți dă o teză până n-ai trecut câteva lucrări de control extemporale. Ultima dată i-a spus Dumnezeu lui Avram, cum stai, bine? Te-am testat puțin, acum urmează teza. Ia-l pe Isaac și du-l pe Moria. Dacă ar fi spus cu câțiva ani, pentru că de obicei tezele fără extemporale sunt prăpăt. Dumnezeu vrea să ne testeze și atunci să vedem din ce a luat suntem făcuți. Înseamnă că te iubește și vrea să fii un om puternic pentru că îți pregătește ceva mai greu în față. Și nu vrea să fii nepregătit în lecția aceasta a vieții. De ce vine cazuri peste noi? Nu numai să ne ghideze Dumnezeu, ci și să ne testeze. Ori niciodată nu testezi robul altuia, nici mașina altuia, ci pe a ta. Că nu-ți poți permite ca să mergi să o strici cuiva, nu? De ce Dumnezeu trimite necazuri și frământări și valuri în viața noastră? Că tot rău trebuie să fie și un bine. Pentru a ne corecta. Unele lecții nu le învățăm decât cu durere și cu lacrimă. Zice, băi, nu pune mâna pe părinții când la prunci. Nu pune mâna, zice, pe sobă că te arde. Nu-i senzație ca aceea când pui tu mâna. Astea-s povești. Ce zice mama și tata? Povești!
Altfel e când îți lipești tu mâna cu pielea-ți tinerică și te rezem de soba încinsă. Unde e uleiul? Imediat îți face maică ta ungerea. Ți-a spus părinții să nu pui mâna pe soba ferbinte. Exact cum o spunem noi, nu te mărita cu nimeni în lume, că ai necazuri. Oare de ce mi se întâmplă necazurile astea? Nu mă mai lasă să mărg la biserică. Cum spunea o soră, ce mă fac, frate, că nu mănânc mâncare câtă bătaie? Stai liniștită. Bucură-te. Tu ți l-ai ales. Dumnezeu de multe ori ne corectează prin asta. Și spune, a spus mâna pe soba încinsă, v-am spus să nu faceți asta. Păi de momentul ce ți-ai ales un serviciu nebiblic, de momentul ce ți-ai ales, te-ai căsătorit nebiblic, de momentul ce n-ai ascultat de soț și ai încălcat o linie de autoritate undeva, Dumnezeu zice, nu cu buna, lasă atunci. Dacă ai vrut neapărat să testezi soba fierbinte și te-ai ars, ce ții la mine? Ce ții la mine? Adică tot eu sunt vinovată ce Dumnezeu care ți-am spus și am pus o grămadă de avertizmente. Podea audă! Foc! Nu pune mâna! Ne jucăm cu Dumnezeu și pe aceea îl întrebăm oare de ce suferim. Eu cu tata am considerat că domnule, nu știu ăsta nimic, e bătrân. Păi, dar noi suntem oameni înțelepți, învățați. O să vă dați seama mai târziu când o să fiți cu mâinile arse. Toate. O să vă dați seama că totuși nu-i bine să pui mâna pe sobă. Nu. Mai bine așa. Dacă cineva spune, mă, nu-i bine, nu-i bine și gata, te-ars, nu Dumnezeu e vinovat, că a aprins el foc în sobă. Fiul risipitor i-a spus, stai că sunt mănuti din lume, e bine acea casă, alți n-au cum avem noi. Zicea taică, s-o vezi că alți mănâncă lături. Nu te du. O să-ți găsești prieteni care o să fie falși. Nu o să vrea decât banii tăi. Și pe aceea, după ce o să nu o să mai ai bani, o să se lase de tine. O grămadă de fete roiesc după tine că ai bani și mașină, zice. Nu sunt interesate de cum arăți. Nu sunt interesate toate, pentru că vor să-și caute siguranță. Că asta e blestemul bogăției, zice taică-s-o către el. Că nu mai știi la un moment dat pentru ce te-o luat. Nu te du afară în lume, că nu-i bine, zice taică-s-o. Povești. În fiecare seară spune asta. Dar până când nu s-a dus el, acum ne punem întrebarea ca și părinți. Ce facem după aceea? Tragem pumn din cap. Cu ce am greșit? Nu m-a vrut să testeze. Lasă că vine el acasă, zice taică-s-o, că oricine se satură de lături într-o zi. Să aveți răbdare numai. Și-a făcut așa. Vine el acasă. Îngrășați voi vițelul. Până atunci să mănânce și slugile în fiecare zi, câte o ceafă de porc, să miroase până în cel la capăt de țară, ca să simtă nenorocitul ăla ce mâncăm noi acasă și ce mănâncă el. Cu ce e vinovat tata? Cu ce a fost vinovat? Cu nimic. Păi dacă Dumnezeu nu găsește alt mijloc de corecție pentru noi, pentru că noi numai vrem să punem mâna pe sobă, pune-o, domnule! Dumnezeul nostru e un Dumnezeu tare bun, îngăduitor! Vrei să te arzi? Arde de puiul meu! Atâta ne-am protejat copiii de orice cocon am făcut din ei. Dom'le, să nu cumva să se întâmple. Închide-le tot, ia-le tot, fă-le tot. Și a explodat până la urmă. Ascultați-mă, dacă ai sădit în el ce trebuie, dacă ai spus ce-i bine și ce-i rău, dacă ai spus că soba-i fierbinte și vrea neapărat, dați-le ocazie, vă rog frumos. Indiferent că vă dore. Asta face și Dumnezeu cu noi, cu fiecare. Aveți grijă, Dumnezeu, nu faceți asta, că vă aduc blestem în casă. Vă ducem blestem peste voi. Nu puneți mâna acolo, nu priviți acolo. Nu priviți acolo, zice către Samson. Nu mai privi acolo, că rămâi fără ochi. El a vrut să vadă cum e orb. O mâncat ăsta lături. Poveste de groază. După ce a venit acasă și a zis, probabil că o trecut pe o mare încercare. Că pucăiți-o fi zis. Așa încercare, zice, până ce am trecut, ferească, nu am ajuns la porci. Și vezi ce miroasă. Doamne! Ce miroasă! Mă gândesc că nu i-a ajuns la vreo 6 sefore. De magazine vorbesc, să-l facă să miroasă bine.
Nenorocire, domnule. E greu să zici, ia, du-te puțin. Știu că e greu ca părinte, nu? Dar Dumnezeu e tatăl, credeți că e ușor să zică? Dar dacă tu vrei, lasă că te corectez eu, ce Dumnezeu. Dumnezeu trimite necazul peste noi și valul peste noi. Și pentru a ne pune împreună. Niciodată nu s-a, niciodată biserica noastră nu s-a unit ca atunci când am avut necazuri. Niciodată. Niciodată o familie nu se strânge așa de rapid împreună decât atunci când aude o veste. Dacă până atunci n-au găsit avioane toți odată, după aceea găsesc. Așa găsești biletul imediat. Niciodată oamenii nu se adună împreună și nu-și vorbesc. Uitați numai săptămâna trecută. La începutul săptămânii, Obama morcovit cu Putin. Doi triști. Fiecare dădeau cu bombe în dreptul lor. Dintr-o dată, când au zis ce s-a întâmplat în Franța, s-au împăcat. Indiferent că suntem de răi, de pierduți, necazul ne strânge împreună. Deci, Dumnezeu, vă văd risipiți, fiecare câte un partid, și în casă, și în biserică. Nu lasă că vă dau un val și sunteți toți împreună. Mă uitam cu gura căscată zilele acestea cum donau toată lumea sânge. Pentru ei de la București. Indiferent cât ori încerca cu noi. Aveau tot felul de metode. Mi-aduc aminte că nouă ne-au spus. Care sunteți, zice, corigenți la matematică? Veniți noi. Eram primul șef de pluton, a venit celălalt lângă mine. Zice profesorul Mercea, plecate la mom. La judecată și zice, dacă donați sânge, zice, câte un 5 la fiecare. Dar apoi voluntariat din ăla, nici dacă dădeam 3 litri, tot, să mai rămânem cu un litru. Mâna pe-n cearceaf, dureri de cap a doua zi, dar iar după aceea câteva luni de zile fericiți. Mi-o dat și o conservă și un kilogram de zahăr, pe vremea lui Ceaușescu. Stăteam în vârful patului, 3 zile, n-am putut nici mânca, nici bea nimic, stăteam ca un pui la scăpasă din matematică. Dar totuși nu a fost trecere mare, să știți. Nu a fost o trecere mare. Acum, indiferent ce campanie ar fi făcut, indiferent câte conserve le-a fi dat, nu veneau românii să-și dea sângele. Dar necazul ne-a unit. Hai, și eu, și eu, și eu, și eu. Necazul și valul ne strânge împreună. Dacă până atunci ați fost dezbinați ca familie, ca biserică, ne unește Dumnezeu. Și dacă nu vrea să vă uniți cu binele, găsește-L cum să vă unească. Găsește-L cum să vă unească. Problemele ne pun lângă alții și ne apropie și de Dumnezeu și de biserică. Câtă vreme merge bine, uită-te la mine, n-ai nevoie de noi. Dar așa găsești adresa asta după ce începe să-ți meargă rău. Câtă vreme nimeni nu-i ca tine. N-ai nevoie de noi. Dar după aceea ne unim. Nu mai contează că suntem ortodoxi, că suntem pentecostali, că suntem baptiști, că suntem liberi cugetători ca Domiliescu. Necazul ne pune împreună. Iată că în tot rău e și un bine, nu? Găsi o grămadă de bine până acum. O claie de bine. De ce vine peste noi valul? Pentru a ne proteja. Pentru a ne proteja. Spuneam dimineață că s-ar putea ca orice necaz să fie o binecuvântare deghizată. O binecuvântare deghizată. Se întâmplă un necaz. Ascultați ce mi-a spus un frate numai cu vreo lună de zile. Îmi spunea în felul următor. Când mi-a spus șeful meu de la serviciu, eram, zice, slujbă de importanță deosebită, semnam, făceam o grămadă de lucruri, o zis, concediat. Să mor. Am crezut că nebunesc. Când m-am dus acasă la nevastă mea, leșinat. După aceea urlete. După aceea lumânări aprinsă în casă, prapor scoș afară. Tot, distrugere. Nu mai vedeam nimic în fața ochilor. În depresie, ruletele trase, pântuneric toți în casă. Au trecut lunile și îl întrebam pe Dumnezeu de ce. Ce frate Bustan, pe toți din firma mea i-au arestat. I-au închis pe toți. Singurul care am scăpat am fost eu, că plecasem înainte
de a se întâmpla măgăria de acolo. Zice, atât de mult și de rău îmi pare că luni de zile am strigat la Dumnezeu și am spus, nu-ți pasă. Dumnezeu vrea să ne protejeze. Ce-o fi simțită la care și-a rupt piciorul când a vrut să meargă în concediu și el cu nevastă sa și și-a rupt piciorul când să se urce pe vapor? S-a dat jos de acolo supărat pe Dumnezeu și a băgat piciorul în gips și ultimul lucru pe care l-a văzut a fost că pe vapor scria Titanic. Titanic. Că Dumnezeu zice, mai bine îți rup un picior decât să-ți rup capul. Dumnezeu ne protejează, credeți asta? Ne mai bagă pentru un spital, să nu ne mândrim, ne mai ia câte ceva de la serviciu. Dumnezeu vrea ca să ne spună că eu reciclez rău și fac bine din el. Cum a spus Iosif fraților lui, dar nu mai urlați aici, zice, nu mai țipați, în Geneza 50. Voi ați vrut să-mi faceți mie rău, dar Dumnezeu a schimbat răul vostru în bine. În bine. Numai Dumnezeu poate face asta, n-are cum. În tot răul e și un bine, dar aici l-a schimbat tot răul în bine. Și ce a ajuns? Ministru. Unul dintre oamenii care vor să candideze la președinția Statelor Unite este un profesor ăla care vor să candideze pe Donald Trump. Și profesorul ăla este unul dintre cei mai mari profesori ai Americii. Un om care crede în Dumnezeu. Și ce a spus ăla în urmă cu 10 ani de zile? Că am citit ce a scris în urmă cu 10 ani de zile. Niciun faraon n-a făcut nici o piramidă în Egipt. Erau faraonii niște handicapați, toți, pentru că mama lor provenea din căsătoria cu unchiul lor, soră cu frate se căsătoreau. Și faraonii trăiau până la 18, 20, 25 de ani. Nu erau în stare nici să mănânce lapte pe pai. Faraonii. A zis, am cercetat 22 de ani piramidele din Egipt. Și am o concluzie să vă spun. Piramidele au fost făcute de Iosif. Și Iosif n-a făcut piramidele să îngroape faraonii în ele. Nu-s morminte. Au fost depozite de grâne. Punct. Sper să câștige ăla alegerile. Care a avut curajul să spună numai cu 10 ani de zile. Că ori mai băgat-i morți în ele, astea e cu totul altceva. Dar zice, am găsit sute de feluri de grâu care puteau să fie puse la încolțit în câteva minute. După ce au stat 3500 de ani închise. O zis, ăsta e omul lui Dumnezeu, ăsta face minuni. Voi, zice Dumnezeu, îi zice Iosif, ați vrut să-mi faceți mie rău. Dar Dumnezeu a transformat, a schimbat răul vostru în bine. Și pentru noi, și pentru ei, și pentru posteritate, și pentru vizitatorii piramidelor. Pentru toți. Dumnezeu vrea să ne protejeze. Vine un necas peste noi, înseamnă că Dumnezeu vrea să ne scape de unul mai mare. De ce vin valurile peste noi? Pentru a ne perfecționa. A ne perfecționa. Problemele, am ajuns la concluzia că problemele formează caracterele, nu bibliotecile. Problemele. Înțelegeți ideea? Oamenii de caracter sunt oameni care au trecut prin probleme, până cazuri. Niciodată un copil ținut cocon nu va fi, că e al lui Dumnezeu, că e al tău copilul ăla, știți? Nu va reuși să fie un om de caracter câtă vreme tu îl ferești de frigul vieții de afară. Numai suferința nobilează la un moment dat caracterul uman și îl crește. Pentru că Dumnezeu mai interesat de caracterul nostru decât de confortul nostru. Dumnezeu nu vrea să ne meargă nouă bine. Vrea să fim oameni de caracter. Și ce îți vei duce cu voi când veți pleca din locul acesta? Din lumea aceasta? Nimic. Decât sufletul și caracterul pe care l-ai avut. Caracterul pe care l-ai avut înseamnă persoana pe care își va judeca o Dumnezeu. Atât duci. Dumnezeu nu vrea ca să avem noi casă, mașină, ca să vrem să ne lăudăm cu ele în lipsa unui caracter. Ce Dumnezeu mai bine atunci să ți le arpă toate. Dar vreau să fiu un om a meu. Punct. Dacă asta asta te pune, ce Dumnezeu că nu mă poți... Frate, zice, eu numai nu pot dărui. 10% e prea mult. Îmi spunea un prieten de-a meu zilele acestea. La salariul mare pe care l-am eu, zice, eu sunt că nenorocire dacă
dau zeciuială, din cât salar are el? Nu știu câte mii de euro. Nu, zice, las că mă rog, eu zic, să ai salarul de la noi, de la cabluri, sau de la leoni de aici. Și atunci când tu vei avea salarul ăla, zeciuiala va fi una micuță, măruntă. Și atunci vei putea o da cu bucurie. Nu te ruga, zice. Dumnezeu vede că ținem la un lucru mai mult decât le lași pe lealce, Dumnezeu, că tu cu lucrul ăsta tu mori. Simplu. Ăsta e Dumnezeu. Vrea să ne perfecționeze. Vrea Dumnezeu să facă din noi niște oameni care să îl iubim din toată inima. Vrea Dumnezeu ca să fii mai buni, pocăiți mai buni. Și ce Dumnezeu, băi, mai are nevoie de ceva șlefuire. Ți-așează un vecin pe post de șmirghel. O pilă în viață. Și mai faci așa. Îți dă pe cineva la serviciu o problemă, un necaz, o frământare, o durere, un țepuș, o insulină, ceva. Ce Dumnezeu, vreau să vă perfecționez. Vulturul, spuneam joi seara că vulturul e șmecher. Știți cum învață vulturul să meargă, să zboare sus, mai sus? Când vede el câte o furtună, furtuna aia care ne ia nouă casele, vulturul se urcă deasupra furtună și furtuna pe noi ne prăpădește și pe el ridică sus în cer. Asta vreau să faceți voi cu necazurile, să încălecați pe ele, să vă ridicați mai sus spre Dumnezeu. Vă rugați mai mult, postiți mai mult, sărutați mâna Dumnezeu mai mult. E perioada aceasta în care trebuie să înțelegeți că Dumnezeu nu face greșeli. Dumnezeu are un calendar precis pentru toate lucrurile, slăvit să-i fie numele. E Dumnezeu mare, sfânt. Muse să vă citesc, înainte de a încheia, că mai am puțin, vreau să vă citesc o bucățică dintr-un psalm. Psalmul 71. Ascultați ce frumos se zice psalmul 71, versetul 19 la versetul 21. Dreptatea ta, Dumnezeule, ajunge până la cer. Tu ai săvârșit lucruri mari. Dumnezeule, cine este ca tine? Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri. Asta ai făcut cu noi. Dar ne vei da iarăși viața, ne vei scoate iarăși din adâncimile pământului, dacă astăzi suntem acolo. Înalță-mi mărimea mea, întoarce-te și mângâie-mă din nou. Dar nu e locul nostru să stăm în fundul pământului. Dumnezeu vrea să ne ridice iarăși ca vulturi, acolo sus. Dumnezeu trimite necazurile și valurile peste noi pentru a fi mai utili împărăției. A fi mai utili împărăției. Ascultați ce spune Pavel în Filipeni 1:12. Bătut, nelăsat să meargă prin oraș, cu frământări, spune că au fost și câțiva care l-au părăsit. Ascultați ce spune el. Împrejurările prin care am trecut au ajutat mai degrabă la înaintarea Evangheliei. Fantastic. În loc să zic că, băi, sunt câțiva acolo care mor cam enervat acum, zice bătă. Pe fratele X să nu-l uitați, scrieți că nu vine cu mine. Un pomelnic din ăsta, ba, n-am avut, bătaia mâncat, zice, în sfârșit. Dar el uită, zice, slavă Domnului că dacă am luat și peste ochi și am fost singur și amărâți, toate necazurile prin care am trecut au ajutat mai degrabă la ducerea Evangheliei mai sus. Poate zice Biserica Sfântă Treime lucrul ăsta. Că împrejurările prin care am trecut au ajutat mai mult la răspândirea Evangheliei. Puteți? Zice. Vă rog să fiți comunicativi cu mine, că dacă nu mai fac o colectă. Vă rog. Deci mie să răspundeți cu amin, cu toate, că dacă nu-i mi-ar pleacă sacele Rogojan. Câți dintre noi a citit Călătoria creștinului? Al John Bunyan. Ridicați mâna sus. Haideți. Că nu e un păcat. N-a? Ceilalți au stat pe gânduri, mă, dacă n-a săvârșit vreun păcat. E una dintre cele mai o avem la bibliotecă. Este una dintre cele mai frumoase cărți scrise de un creștin dedicat vreodată. Știți cum s-a scris cartea aceasta? Nu știți. El era un predicator. Predicatori ambulanți, ăștia care se duceau din loc în loc călare pe cal. Dintr-o dată lege în Anglia. Regele din vremea lui Bunyan a zis în felul următor: n-aveți voie mai mult de 10 km în fața casei, în jurul casei să mai predicați Evanghelia. 10 km numărată ăsta, câte sate au zis? Zero. Calul meu 20 km, bagă-mă într-o zi. 30. A trecut peste hotărârea regelui și a plecat și a predicat cuvântul lui Dumnezeu mai departe. În momentul în care l-au prins la 20 km de casă, l-au adus și l-au băgat în pușcărie. Și în pușcărie a scris poate cea mai frumoasă carte după Toma de Kempis, a lui Imitatio Christi, Călătoria creștinului, în temniță.
Pentru că Dumnezeu vrea să ne facă mai utili. Nu mai știu oamenii predicile lui Bunyan, dar cartea asta o știu milioane și milioane de creștini. Dar ca să o scrie, a trebuit pușcărie. Percepeți? De ce ești astăzi în groapă? Pentru că Dumnezeu vrea să te facă mai util. Știți cine cântă cel mai frumos? Bun, vrem cu toții și m-am gândit la treaba asta că sunt frumoase cântecele în noapte. S-auzi cântându-se în noapte. Dar pentru ca să avem cântece frumoase în noapte, Dumnezeu a trebuit să facă mai întâi noaptea. Logic, nu? Nu fiți supărați când se face întuneric în jurul dumneavoastră. Înseamnă că Dumnezeu vrea să vă înveți o cântare nouă. Asta vreau să pricepeți toți de aici. Că dacă astăzi suntem în malaxorul lui Dumnezeu, dacă astăzi suntem în presă lui Dumnezeu, înseamnă că vrea să scoată cei mai buni din noi pentru El și pentru alții. Trebuie să învățați bunătatea. Trebuie să învățați că Dumnezeu v-a făcut oameni cu cele mai puține probleme și valuri. Nu voi suferiți cel mai tare. Am fost zilele acestea, miercuri seara, am predicat la un cămin de bătrâni, un azil de bătrâni. E unul dintre frații noștri, îngrijește de 170 de bătrâni. M-a chemat să fiu împreună cu ei. Cărucioare cu rotile, le-am spus la tineri, picioare tăiate, nu știu câte cărucioare. I-au dus pe toți acolo. Am fost la cei care n-aveau minte. Spunea unul despre unul săracul că totdeauna fură carne direct din oală. Când se face ciorba, știți? Și morcovii. Cum nu-i bucătărea asta? Că să-mi povestească despre el, nu m-am auzit un strigăt tare, înhățase ce fusese pe deasupra în oală. S-a auzit un pocnet, cred că bucătăreasa l-a rezolvat cu lingura aia lungă și a apărut cu mâncarea în curte, lângă noi. El îmi povestea exact de el, da? Discutam cu totul altceva atunci, în momentul ăla. A venit un altul și a început să răgnească la el și s-a supărat, cum nu era puțin fără minte. I-a tras un pumn la ăla în spate, uitând că el avea mărunțișurile de carne și au căzut jos. Știți ce a făcut? S-a plecat după ele și mânca de jos. Le-a luat murdare, noroi, le-a mâncat și le-a băgat. Nici câinii nu fac așa. Ce tot vă plângeți? Ce tot vă plângeți? Vă rog să înțelegeți că avem un Dumnezeu care față de alții s-a purtat cu noi cu deosebită delicatețe, cu deosebită binecuvântare. Minte în cap, inima în piept, o bucată de pâine în casă, copii lângă tine, cât un părinte a rămas, cât un bunic. Ne mai avem unii pe alții aici. De ce vin valurile? Dintr-o grămadă de motive. În tot rău și un bine, da sau nu? O grămadă de bine. Mai multe. Pentru că Dumnezeu nostru știe ce să facă cu noi. Știe ce să facă cu noi. Știe cât să apese pe noi. Ne ridicăm în picioare. Cântarea noastră spune: nu te îndoi, ci crede. Că dincolo de nor e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne în urmă, stăpân, doar el. Dacă astăzi e întuneric, nu-i nimic, înseamnă că e o cântare în întuneric și va fi soare. Soarele are ultimul cuvânt, nu întunericul, în lumea aceasta a noastră. Slăvit să fie Domnul pentru toate încercările prin care trecem. Fac colecta încă o dată. Deci, slăvit să fie Domnul pentru toate încercările prin care trecem. Așa sună mai bine. Haideți să cântăm.
Asta pentru toate valurile care au venit peste noi. În tot rău e și un bine. Să-i mulțumim pentru că știe ce face, că nu greșește, e prea deștept, e prea bun ca să fie rău, da? Haideți să-i spunem Domnului că îl iubim din toată inima pentru toate încercările trecute, prezente și viitoare. Ne rugăm! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Fii binecuvântat, te rog.